Hei, 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 dragilor, Avgă aici și bun venit la un nou episod din Turmoil. Da, dragilor, am dat de gaze naturale data trecută, am văzut cum pot ele funcționa. Cred că putem să le folosim și în favoarea noastră, dar pentru asta cred că îmi va trebui scannerul neapărat. Hai mai întâi să vedem dacă putem să luăm acțiuni. 6%. Pentru 6%, cred că dacă iau cu 15.000, 6%. Sau hai să zicem că iau cu 16.000. Rămân cu 50.000. 30.000 ar veni scannerul. Și cred că mă pot descurca. Deci vreo 15.000, 16.000 aș da pe aceste 6% de acțiuni din oraș. Hai să începem. 3, 2, 1 și... Așa. Așa. Bun. Nu! Wow! 22.000! Cu câți bani vrei să rămâi? Ho-ho! Bun. 22.000. Distrează-te cu ele. Are și blanș 6%, dar... Uite câți bani mai are, deci Blanche cred că este aproape scoasă din joc. Perfect, hai să luăm noi scannerul. 30.000, e al meu. Bun, hai să vedem ce face următorul. It turns out that much larger scans are possible. Aha, deci se poate scana și mult mai mult. Având în vedere că Blanche a dat 22.000, cred că pot să-mi permit să iau și pe ăsta la 15.000. Sau mai întâi să vedem cum exact funcționează. Nu, hai să luăm. Research. Bun. Wow! Există și size 3. Ok. Nu ne mai băgăm, nu mai avem bani. Nu mai putem să facem mai nimica. La factory s-a mai adăugat ceva, nu s-a mai adăugat nimica. Valvele astea cred că ne-ar plăcea foarte mult. Să, practic, avem un fel de robinet pentru fiecare țeavă. Dar să mergem să licităm, să vedem cum am stat data trecută. Uite, 45, perfect. Dar nenea ăsta ar fi avut un diamant. L-a luat? A luat diamantul? Nu l-a luat. Ok, hai să vedem. Licităm, vrem să mergem la... unde vă duceți? Așa, hai să mă duc la bivoli. Mă duc la bivol aici. Ok. Fiecare cu partidica lui. Ricardo a plătit 3.000. A vrut el neapărat acolo. Ok. Hai să vorbim cu Jill și să mergem la locul acțiunii. Avem scanner. Așa. Zice să-mi încerc scannerul. Pentru asta trebuie să dau click. Dau click aici. Wow. Aha, 500. Dar nu vreau asta. Nu vreau să dau 500. Pot să fac cumva să nu dau 500? Nu știu. Nu vreau să dau aici cu 500. Vreau să dau aici cu 500. Ok. Tuc, pot să fac ceva? Point your mouse cursor in the ground. Wait until the size is right and then click to reveal the area. Deci exact ce mi s-a întâmplat. Zice să țin mouse acolo până când cred eu că mărimea este ok și după aia dau click, dar cred că, sper că în timpul jocului să... Sau îmi face cadou 500. Bine, hai să sperăm că îmi face cadou 500. Nu mi-a făcut cadou 500. Așa. You can now do larger scans. Acum poți să faci scanuri și mai mari. Ok. Hai că este binișor. E binișor. Pot să vin acum direct cu o sondă aici. Și trag aici. Și aici. Bun. Hai. Dar dacă eu fac... Așa. Și crește. Crește. Se oprește la 500. Pot anula? Pot. Ok, scanul este C.
este destul de ok, adică... Ia, că pot să mișc așa și să păstrez mărimea. Pam. Stai să punem un căluț aici. Wow, și-am găsit și a doua sondă. Așa, vină tu încoace și... A, n-am bani, n-am bani, n-am bani. Unde duci tu? Unde te duci? Unde duci tu, mielule? Vină încoa. Vinde asta aici. Repede, 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 că nu mai am bani. Am dat toți banii pe scanuri. Ia tu de aici ceva. Așa. Nu, 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 nu. Stai că nu mai vinde nimic. Mai bine luăm un credit. Așa, punem, pardon, punem un siloz. Veniți aici și puneți în asta. Și am bani să extrag și de aici. Perfect. Așa facem. Asta e cea mai bună strategie. Dar scanul ăsta cred că este super, super tare. Numai că trebuie folosit cu cap. Ia. Se oprește la 1.59? Se oprește. Așa. Ok. Ia. Ce e aici? Nimic. Un mare nimic. Trist. Trist. M-am întristat. Ok. Va trebui să vindem în curând ceva. Că nu mai avem niciun ban. Tu crești? Crești? Zim că... Bun, tu crești. Nu mai avem niciun ban. Oare să mai luăm 500? Mai iau încă 500. Că altfel pierdem timpul. Hai să punem un dowser de ăsta. Și... mai pun încă unul. Și unde găsește, după aia atunci scanez. Cred că asta e șmecheria. Găsește și scanez și după aia pot să îmi dau seama. Ia, vină tu un coace, așa. Stai să-l mărim pe ăsta. Ok, tu ai acolo ceva. Aici este de desubt. Hai să vindem, unde vindem? Unde să vindem? Dilemă. Da, mai iau încă un credit. N-am avut niciodată 3 credite unul după altul. Bun, hai să vindem aici. De ce oare n-am vândut eu? Ah, ca să iau mai mulți căluți. Bun. Să vindem mai eficient. Ok, hai să vindem cu toți căluții ăștia la prețul acela bun, de 1.22. Și aș vrea să măresc puțin aici. Atât, atât, doar atâta. Este petrol. Bun. Îmi trebuie acest burghiu. Trebuie totuși burghiul acesta ca să vin aici. Superb. Ok. 1.35. 1.36. Zim că e 6. Zim că e 6. Nu, va fi 4 cu siguranță. Dar totuși e foarte bun prețul. 4, da. Foarte bun prețul. Hai să mărim căluții. Unde te duci tu acolo? Ah, da, ca să nu facem acolo amendă. Hai să vindem totuși ceva. Aici, tu unde oare oi fi? Dacă ești aici, ești cel mai tare. Nu ești acolo. Bun. Oare oi fi aici? Uu, ce mică a fost asta. Deci asta e dita mai stânca. Ok. Putem să mărim astea puțin, să extragem mai bine. Așa, ca să extragem mult mai bine. Și în curând putem să oprim și vânzarea. Așa. Tu? Aha, te văd. Te văd, te văd, e bine. Dar ce exact ești? Ești petrol sau ești gaz natural? Ești petrol. Aici am făcut burghiu, deci cel mai logic ar veni să vin așa. În curând va trebui să vindem iar. Pe tine te-am găsit. Dacă ajung aici, tu dispari. Ia să vedem. A dispărut. Super. Hai să mai punem încă un căutător. Încă doi. Încă doi căutători. Dreapta crește. 61. 62. Super. Nu, nu amendă. Nu amendă, nu amendă. Nu amendă. Nu amendă. Nu vreau amendă.
Ok, deci ai mai găsit tu ceva. Nu, stai, stai că nu vreau amendă. Cum fac să scap de această amendă? Așa. Și măresc aici și în curând nu mai am nimic. Va trebui să vând. Nu mai facem un al patrulea credit. Dar crește prețul în compania din dreapta, în compania roșie, crește prețul. Și vom putea... Mi-ar plăcea foarte mult să fac odată și eu upgrade-ul ăla la țeava cea mai tare. Ia, vindeți voi aici totul. Cel mai bine, vindeți acolo. Ia uite cum crește. Ia uite cum crește bănetul. Ok. Unde este șmecheria de aici? 200. Nu dau mai mult. Deci tu faci parte din aia. Aha, aha. Ia uite, două. Hai să vedem ce exact sunt astea două. Odată țiței și odată țiței. Super! Hai să vin până aici. A, dar n-am bârghiu, nu? Minus 325, plus 325. Da, la asta mă așteptam și eu. A, și mi-a păstrat țeava, ceea ce mă bucură foarte tare. Hai să punem un... A, mi-a cumpărat automat burghiu? Ce s-a întâmplat? Ciudat. Ok, nu mai vindem acolo, vindem aici. Și mai cumpărăm 2-3 căluți. 3 e cel mai bine. Așa. Tu ai mai găsit ceva? Am încredere în tine că... A, nu, folosim scannerul. Avem scanner. 200. Nici măcar 200. 190 și... Și te-am găsit. Ok, am găsit două și vreau să știu ce sunt. Gaz natural și petrol. Perfect. Vino tu aici. Nu, nu de acolo. Vino... Ba da, hai de aici. Bun, așa. Și cred că vreau să fac o treabă. Ia, tu poți să ajungi aici? Poți. Încă vindem și vindem relativ binișor. Se poate și mult mai bine. Dacă ajung aici, tu ai dispărut? Bun. Hai să mai punem un căutător. Să știm o treabă. Iulie. Suntem în iulie. O ducem... Ok. O ducem ok. Așa. Asta, punga asta e încă foarte mare. Ne bucură. Tu cauți și cauți bine. Voi nu mai vindeți nimica. Nu mai vindeți nimica, în cel mai rău caz mai punem încă un al treilea siloz. Dar vreau să mai strângem până pe la mijlocul lui noiembrie. Să ne folosim cumva și de această pungă de țiței. Wow, cât de bun poate să fie scannerul. Cât de tare poate să fie. Păcat că mi-a furat 500 la început. Acel moment a fost puțin cam trist. Tu ce faci? Tu scazi, tu crești. Ok, avem un ochi pe compania din dreapta. Ăsta se cam golește, se cam golește. Hai să mai punem niște căluți. A dispărut fluiericiu. Deci ăsta este tot petrolul pe care l-avem. Da? Ok. Hai să măresc țeava aceasta. 96, 97, mă uit aici, aici am ochișorii. Încă un siloz. Hai, încă un siloz. 101, 102, perfect. Vreau să duc o țeavă până aici. Până aici vreau să duc o țeavă. Că după aia când golesc... Când golesc toate silozurile la niște prețuri mult mai benefice, vreau să le și pot umple la loc. Luăm și viteză de cai și mai punem și un căluț de... Nu îmi spune că rămâi la 105 decenți. Nu. Bun, hai să vindem o tranșă. 10 căluți vindem. Voi 10 vă duceți, luați, duceți, aduceți.
Gata, ajunge. Nu mai. Nu, s-a stricat jucăria. Poate crește stânga până la sfârșitul anului. Ne-ar bucura foarte tare. Hai să mai luăm totuși un siloz. Așa. Ce tare ar fi fost dacă erau astea două conectate. Cred că e o strategie foarte bună să faci o singură sondă. Nu, dar stânga încă îmi scade prețul. Suntem în noiembrie. Care-i W este comanda pentru căluți. Ok, trebuie să fim pregătiți. Așa. Nu mai e absolut nimic pe hartă, cel puțin în ceea ce privește țiței. Asta știm. E o pungă de gaz natural aici, dar cred că fluiericii mei nu cred că găsesc și gaz natural. Ăla cred... Pardon. Așa. Ok. Crește stânga. Crește bine. Hai să crească stânga. Mai pun încă un siloz. Pardon. Hai repede aici. Mai vreau să mai pun încă un siloz aici. Și l-am mărit. Nu știu dacă e bine că l-am mărit, dar l-am mărit. Dreapta crește și el. Nu atât de bine cum crește stânga, dar crește. Hai să vedem care ajunge primul la 1.20. Ia uite cum crește stânga. Wow! Super! Cred că vindem absolut totul în stânga. 4, 5, 6, 7. Ok, vindem tot. Și punem... Mai punem niște căluțe aici, așa. Nu mai am cai. Deci ar fi indicat să ne mărim și limita. Ce faceți voi? Voi nu știți că trebuie să vindem. Acum știți. Da, nu era vina voastră. Nu v-am informat eu. Bun, mi-ar plăcea să intru aici. De unde se mai extrage? Ce-i cu asta aici? Ca și cum n-ar fi gata sau ce se întâmplă? Se extrage din asta mare și nu văd eu aici. Ok, wow, 1.43. Hai să vedem ce se întâmplă. 1.43, îmi place. Să vedem ce se întâmplă dacă conectez aici. Cred că n-am destui căluți. Ia, facem borboață sau nu facem borboață? Facem borboață. Ia uite. Nu. Ok. Haha. Hai, se extrage mult mai repede. Dacă era conectată și asta cu asta, cât m-ar fi costat? 400. Nu facem asta. Ok. Hai să măresc aici țeava asta, cu toate că suntem la sfârșitul noiembrie, dar am mulți cai care stau. 40.000. Păi o sumă foarte drăguță, mă bucură foarte mult. Aici, dacă măream și o țeava asta din timp, am fi avut mai mult, dar n-am fost inspirat să facem asta. Așa, prețul ăla este mai bun decât ăsta. Dar în curând nu va mai fi. Ok, hai să vindem aici. Cel mai bine. Și nu mai avem ce. Hai să oprim anul. Stop level. Am terminat cu 15 zile mai devreme. Ar mai fi fost... uite. Ar mai fi fost aici încă 2-3. Bun. Am primit 2000. Pentru 15 zile am primit 2000. Avem o dobândă. Nu mă supără. Adică ce vedem aici cu verde... Este super tare. Eu sunt super fericit. Hai să vedem ce au făcut ceilalți în schimb. Au făcut și ei în sfârșit peste 10.000, dragii de ei. Ia uite, Ricardo a făcut și el chiar aproape 20.000, dar noi am făcut aproape dublu decât Ricardo. De fapt, am făcut mai bine de dublu. Ho-ho, ce bine. Blanche s-a aruncat și ea, săraca, a cumpărat acele 6% de acțiuni. Hai să vedem cât va fi în episodul următor. 1%. Bun, e bine. Îl lăsăm pe Ricardo.
Nu cred că ne aruncăm, decât dacă o să coste vreo 2000 sau ceva de genul, vedem în următorul episod. Sper că v-a plăcut acest episod în schimb și ne vedem data viitoare. Numai bine! Pa, pa!